Bună, dragele mele, și bine v-am găsit! Ioana Simina sunt și astăzi vă invit alături de mine ca împreună să dăm viață unei noi jucării, unui ursuleț croșetat cu salopetă. Pentru jucăria de astăzi eu voi folosi fire care le am prin casă, o nuanță de verde pentru salopetă, negru pentru năsuc, o nuanță de gri pentru botic și această nuanță de este un bej deschis pentru corp. Dumneavoastră, bineînțeles, veți folosi culorile care le aveți la îndemână, culorile care vă plac. Nu este obligatoriu să folosiți culorile pe care le folosesc eu sau firele pe care le folosesc eu. Firele care eu le folosesc de obicei la jucării sunt fire care au în compoziția lor atât bumbac cât și acril. Voi mai folosi și doi ochișori cu siguranță. Sunt ochișori albaștri, ochișori de 10 mm. Am aici și siguranțele. Bineînțeles, voi folosi umplutură hipoalergică, umplutură specială pentru jucării. Întreg proiectul îl voi realiza cu o croșetă de 1,9 mm. Vom avea nevoie de foarfecă, de un ac cu ajutorul căruia să putem coase părțile, componente și mai apoi să putem securiza firele. Și, bineînțeles, de mult chef de muncă. Pentru început vom realiza capul. La acesta realizăm un cerc magic în interiorul căruia facem 6 piciorușe scurte. Cercul magic, cele 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, piciorușe scurte. Dăm firul pe deasupra, strângem cercul magic. La rândul 2 vom înmulți, vom realiza câte 2 piciorușe scurte în fiecare ochi de la rândul anterior. La finalul rândului 2 vom avea 12 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și ultima înmulțire, 11, 12 piciorușe scurte. Vom pune marcatorul în ultimul ochi rezultat. Bineînțeles, cum bine știți, pentru fiecare proiect amigurumi, pentru fiecare jucărie, avem nevoie și de un marcator. Un marcator, o agrafă de birou, agrafă de păr sau un fir de o altă culoare. Un semn pe care să îl punem să știm unde este sfârșitul de rând. La rândul 3 vom avea 6 grupe, a câte un picioruș simplu, unul înmulțit. În următorul înmulțim, picioruș simplu, în următorul înmulțim și așa vom lucra tot acest rând, realizând grupe a câte un picioruș simplu, unul înmulțit. La rândul 4 vom avea 6 grupe, a câte 2 piciorușe simple, o înmulțire, 2 piciorușe simple, în următorul înmulțim, 2 piciorușe simple, în următorul înmulțim, la finalul rândului 4 vom avea 24 de piciorușe scurte. La rândul 5 vom avea 6 grupe, a câte 3 piciorușe simple, o înmulțire. 2, 3 piciorușe simple, în următorul înmulțim. 1, 2, 3 piciorușe simple, în următorul înmulțim și așa vom lucra tot acest rând, realizând grupe a câte 3 piciorușe simple, o înmulțire. La finalul rândului 5 vom avea 30 de piciorușe scurte. La rândul 6 vom avea 3 grupe a câte 9 piciorușe simple, o înmulțire. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 piciorușe simple, în cel de-al 10-lea înmulțim și așa vom mai realiza încă două grupe, încă două secvențe, a câte 9 piciorușe simple, o înmulțire. La rândul 7 vom avea 3 grupe sau secvențe, cum vreți dumneavoastră să le spuneți, a câte 10 piciorușe simple, o înmulțire. La finalul rândului 7 vom avea 36 de piciorușe scurte. După ce finalizăm rândul 7, la rândul 8 va fi un rând simplu, un rând cu 36 de piciorușe scurte, câte un picioruș scurt în fiecare ochi de la rândul anterior. La rândul 9 facem pentru început un picioruș simplu, o înmulțire, 6 piciorușe simple în următoarele 6 ochiuri, 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, 8 înmulțiri în următoarele 8 piciorușe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 înmulțiri consecutive, 5 piciorușe scurte în următoarele 5 ochiuri, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, din nou 8 înmulțiri în următoarele 8 ochiuri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 înmulțiri, 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte și în ochiul cu marcatorul vom avea din nou o înmulțire. La finalul rândului 9 vom avea 54 de piciorușe scurte. Punem marcatorul în ultimul picioruș scurt, iar rândurile 10 până la 15 vor fi rânduri simple, rânduri cu câte 54 de piciorușe scurte. Deci vă mai repet încă o dată, iertați zgomotul de pe fundal. Poate că o parte dintre dumneavoastră știți, pe perioada de vară eu stau afară pe terasă și filmez tutorialele și aici am uneori sunete mai deosebite pe fundal. Animalele din curte. Deci la rândul 9 am făcut un picioruș simplu, o înmulțire, 6 piciorușe simple în următoarele 6 ochiuri, 8 înmulțiri consecutive, din nou 5 piciorușe scurte, din nou am avut 8 înmulțiri consecutive, după care am făcut din nou 6 piciorușe simple și o înmulțire în ochiul cu marcatorul. Și așa cum vă spuneam, la finalul rândului 9 avem 54 de piciorușe scurte. Rândurile de la 10 la 15 le facem rânduri simple, rânduri cu câte 54 de piciorușe scurte pe fiecare rând. La rândul 16 vom începe să scădem și vom avea 18 grupe, a câte un picioruș simplu, o scădere. Un picioruș simplu, o scădere. Piciorul simplu, o scădere
Și așa vom lucra tot acest rând, realizând grupe a câte un picioruș simplu, o scădere. După ce am finalizat rândul 16, punem marcatorul în ultimul picioruș rezultat. La rândul 17 vom avea 9 grupe, a câte 2 piciorușe simple, o scădere. 1, 2 piciorușe simple, o scădere. La finalul rândului 17 vom avea 27 de piciorușe scurte. 1, 2 piciorușe simple, o scădere. Și așa vom lucra pe tot rândul, realizând grupe a câte 2 piciorușe simple, o scădere. Și la rândul 18, care este și ultimul rând, vom avea 9 grupe, a câte un picioruș simplu, o scădere. La finalul rândului 18 vom avea 18 piciorușe scurte. După ce finalizăm și rândul 18, capul ursulețului nostru este gata. Îi vom pune ochii și vom introduce umplutura. Ochii punem între rândurile 8 și 9 cu 7 piciorușe scurte între ei. Acum, în funcție de firul cu care ați lucrat și în funcție de cum vă place dumneavoastră, ca să zic așa, cum se așează capul jucăriei, îi veți pune ochișorii. Voi finaliza și eu rândul 18, îi voi pune și eu ochii și voi introduce umplutura, după care vom trece să realizăm urechile, botul și nasul, și cred că pentru atât voi realiza și voi face acest tutorial în două părți pentru a fi mai accesibil, ca să zic așa, pentru a fi mai ușor de urmărit. Deci am finalizat și rândul 18. Lăsăm fir mai lung pentru a putea coase capul la corp. Tăiem firul și acum, cum vă spuneam, între rândurile 8 și 9 vom introduce ochii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rândurile 8 și 9. Rândul 8 a fost un rând simplu, la rândul 9 am început să înmulțim. Și atunci să vedem unde vom pune noi ochii. Aici, unul aici, așa, și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, distanță între ei. Cel de-al doilea ochi îl voi pune aici, așa. Fiecare pune ochii cum dorește. Îi voi pune și siguranțele, voi introduce și umplutura, după care voi reveni să facem urechile. După ce am pus siguranțele la ochi, am introdus umplutura, căpșorul lăsăm deoparte și trecem să realizăm urechile. Și cum vă spuneam, și pentru urechi, un cerc magic în interiorul căruia realizăm 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, strângem cercul magic, la rândul 2 înmulțim, facem câte 2 piciorușe scurte în fiecare ochi de la rândul anterior, la finalul rândului 2, având 12 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piciorușe scurte. Punem marcatorul în ultimul ochi. La rândul 3 înmulțim 6 secvențe, a câte un picioruș simplu, o înmulțire. Un picioruș simplu, în următorul înmulțim.
Și așa vom realiza tot rândul, făcând grupe a câte un picioruș simplu, o înmulțire. La rândul 4 vom avea 3 grupe, 3 secvențe, a câte 5 piciorușe simple, o înmulțire. 2, 3, 4, 5 piciorușe simple, o înmulțire. 2, 3, 4, 5 piciorușe simple, o înmulțire. Rândurile 5, 6 și 7 vor fi rânduri simple, câte un picioruș scurt în fiecare ochi de la rândul anterior. După ce am finalizat și rândul 7, lăsăm fir cât să ne ajungă să putem coase urechea și la fel cum am realizat-o pe prima, la fel o vom realiza și pe cea de-a doua ureche. Am terminat și urechile, le lăsăm deoparte și vom trece să realizăm boticul. Pentru botic, ridicăm mai întâi 5 ochiuri de lanț. Un ochi de lanț de pornire. 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Din al doilea ochi de lanț facem o înmulțire, două piciorușe scurte în următoarele două ochiuri, trei piciorușe scurte în ultimul ochi, 1, 2, 3 piciorușe scurte, întoarcem lucru și pe cealaltă parte realizăm 3 piciorușe scurte. 1, al doilea și cel de-al treilea picioruș scurt. Vom pune marcatorul, să vedem unde mi-am lăsat, așa, vom pune marcatorul în ultimul picioruș scurt realizat. La rândul 2 facem două înmulțiri consecutive în primele două ochiuri. Prima înmulțire și cea de-a doua înmulțire, două piciorușe scurte, 1, două piciorușe scurte, trei înmulțiri consecutive în cele trei ochiuri pe care, în cele trei piciorușe scurte pe care le-am făcut în ultimul ochi la primul rând, 1, prima înmulțire, a doua înmulțire și cea de-a treia înmulțire, două piciorușe scurte în următoarele două ochiuri și în ochiul cu marcatorul realizăm o înmulțire. La finalul acestui rând vom avea 10 piciorușe, vom avea 16 piciorușe scurte. Punem marcatorul în ultimul ochi. La rândul 3 vom avea două secvențe, a un picioruș simplu, o înmulțire, piciorul simplu în următorul ochi, înmulțim prima grupă, un picioruș simplu în următorul, înmulțim a doua grupă, două piciorușe simple în următoarele două ochiuri, trei grupe, trei secvențe, a câte un picioruș simplu, unul înmulțit pe partea de pe capăt. Picioruș simplu, înmulțim prima secvență. Picioruș simplu, înmulțit a doua secvență. Picioruș simplu, înmulțit cea de-a treia secvență. Trei piciorușe scurte, 1, 2, 3 piciorușe scurte și în ochiul cu marcatorul vom avea o înmulțire. Punem marcatorul în ultimul ochi, la rândul 4 vom avea două secvențe, a câte două piciorușe simple, o înmulțire. Prima secvență,
sau prima grupă, cum vreți să-i spuneți. Două piciorușe simple, o înmulțire, cea de-a doua grupă. Unu, două piciorușe scurte. Deci am avut cele două grupe, câte două piciorușe simple, o înmulțire. Două piciorușe scurte în următoarele două ochiuri. În continuare vom avea trei grupe, a câte două piciorușe simple, o înmulțire. Prima grupă. A doua grupă. A treia grupă. Patru piciorușe scurte în următoarele patru ochiuri. 1, 2, 3, 4 piciorușe simple, iar în ochiul cu marcatorul vom avea o înmulțire. La finalul rândului 4 vom avea 28 de piciorușe scurte. Vom pune marcatorul în ultimul ochi, iar la rândul 5, care este și ultimul rând al boticului nostru, vom face un rând simplu, un rând cu 28 de piciorușe scurte, câte un picioruș scurt în fiecare ochi de la rândul anterior. Deasupra fiecărui picioruș de la rândul anterior vom realiza câte un picioruș scurt. După ce am finalizat și rândul 5, am tăiat firul și vom lăsa partea de botic deoparte până îl vom coase. Și vom lua firul de culoare neagră, vom lua firul negru și vom realiza nasul. Vom realiza nasucul. Și pentru nas, la fel ca și la bot, vom respecta primele trei rânduri. Ridicăm 5 ochiuri de lanț, un ochi de lanț de pornire, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. La primul rând, din al doilea ochi, vom face o înmulțire, două piciorușe scurte, în următoarele două ochiuri, trei piciorușe scurte în ultimul ochi, în ochiul de pe capăt, 1, pe culoarea neagră se vede mai greu, 2, trei piciorușe scurte, întoarcem lucru în timp ce prindem și firul în lucru și pe cealaltă parte realizăm trei piciorușe scurte, 1, cel de-al doilea și cel de-al treilea picioruș scurt. Vom pune marcatorul în ultimul ochi, rezultat. La rândul 2 vom avea două înmulțiri în primele două ochiuri. Prima înmulțire, cea de-a doua înmulțire, două piciorușe scurte în următoarele două ochiuri, 1, două piciorușe scurte, trei înmulțiri în piciorușele de pe capăt, a doua și cea de-a treia înmulțire, două piciorușe scurte în următoarele două ochiuri, iar în ochiul cu marcatorul vom avea o înmulțire. Pune marcatorul în ultimul picioruș scurt, rezultat, și rândul 3, care este și ultimul rând de la nas, vom avea două grupe sau două secvențe a un picioruș simplu, o înmulțire, prima grupă, picioruș simplu, înmulțire, cea de-a doua grupă, două piciorușe scurte în următoarele două ochiuri, așa, trei grupe a câte un picioruș simplu
o înmulțire. Prima grupă, a doua grupă, a treia grupă sau a treia secvență, cum vreți dumneavoastră să o numiți, trei piciorușe scurte în următoarele trei ochiuri, 1, 2, 3 piciorușe scurte și în ochiul cu marcatorul o înmulțire. Vom scoate marcatorul, vom lăsa deoparte, vom trage fir cât considerăm că avem nevoie pentru a putea coase nasul pe botic. Eu îmi las o bucată de fir mai lung ca să îmi ajungă să pot coase bine toate părțile componente și după aceea să pot să le securizez. Fiind realizate toate aceste părți, vom lua acul de cusut, o amace de acestea care sunt fără vârf și cu urechi mari. Sunt ace pentru cusut jucării și pentru cusut cu fire de lână și vom începe să ansamblăm capul. Vom pune boticul, la care bineînțeles vom introduce și sub acesta umplutură. Avem grijă boticul să îl punem să fie în aici așa. Avem grijă cum îl așezăm. Îi vom introduce și acestuia umplutură pe mijlocul boticului. Îi vom coase aici așa și năsucul. Iar între rândurile 4 și 11 vom coase urechile. Aici așa, între rândurile 4 și 11 vom coase și urechile. Voi face și eu toate aceste lucruri și voi reveni să vă arăt, să vă prezint cum arată capul ursulețului meu. Cum puteți observa, capul ursulețului meu este gata. I-am cusut urechile. I-am pus boticul, năsicul și astfel capul este gata.